Ce ați spune dacă noi astăzi am trăi în Regatul Unit, Londra, într-o minunată zi de vară, în floritoarea epocă victoriană? De exemplu, 1885. Hai să spunem 20 iunie. Și ne dorim să trimitem o scrisoare în România familiei noastre. Trecem peste vicisitudinile vremurilor și dificultățile de transport de pe atunci și să presupunem că scrisoarea va ajunge la București în 13 zile. Ne va duce cineva. Excelent până aici. Doar că răvașul nostru nu va ajunge în România în 2 săptămâni din viitor, adică în jurul datei de 3 iulie 1885, cum ar fi normal, ci cu 13 zile înapoi, adică în trecut, măsurând timpul din calendar. Cu alte cuvinte, scrisoarea noastră expediată pe 20 iunie 1885 va ajunge la București pe 7 iunie 1885. Cum așa? E bine, dragii mei, nu este vorba despre nicio zonă crepusculară la mijloc care să răsucească timpul sau să-l dea înapoi și nici de vreo anomalie neștiută de calcul a timpului. Dacă a fost o anomalie, aceasta a fost cunoscută ca fiind diferența dintre calendarele iulian și cel gregorian. Această diferență face ca datele de pe calendar din diferite capitale ale Europei de vest și de est să fie la o distanță de 13 zile. Cu alte cuvinte, un anume calendar venea aplicat de mai multe țări vestice, calendarul gregorian, în vreme ce în estul Europei timpul rămânea măsurat la fel, dar cu întârziere de 13 zile, calendarul iulian. Despre acești factori dorim să discutăm astăzi, dragii mei, pentru că este absolut fascinant cum au reușit oamenii din acele vremuri, sute de ani chiar, să mențină socoteala dintre diferențele de calendare, diferențe de zile și să nu le încurce. Și referitor la speța de mai sus, imaginați-vă și altfel vremurile acelea. Te aflai la Paris și aniversarea ta este pe data de 14 aprilie 1910, să zicem. Imediat după aceea mergeai în România în vacanță. Ajungeai în România pe 1 aprilie. Nu doar că ai lăsat în urmă o petrecere, dar în țara ta te mai așteaptă una, căci ziua ta de naștere încă n-a fost. Sau, ce interesant este să pleci la drum în vremuri georgiene sau victoriene, într-o anumită zi, și în România să ajungi tot în acea zi, după o buclă temporală stranie de 13 zile. Personal vă mărturisesc că m-aș înscrie la o astfel de acțiune, numai să văd cum este. Desigur că poate doar mie mi se pare fascinant, dar nu este vorba despre teleportare și cu siguranță drumul către destinație se poate data zilnic, chiar dacă vine numerotat înapoi. Dar acum, privind în urmă, ne poate interesa cum exista acest nod în calcularea zilelor, ca și cum două timpuri merg împletindu-se, dar unul merge cu întârziere de 13 zile față de altul. Dacă nouă ni se pare poate interesant, imaginați-vă istoricii cum au reușit să țină socotelile atât de mult cu diferențele între calendarele iulian și cel gregorian, singurele vinovate de această diferență. Sau singurul vinovat ar fi un papă. Era firesc ca într-o zi situația să se complice. Și iată că problema acestor 13 zile de întârziere dintre calendare, 13 zile de diferență între datele capitalelor de vest și cele de est din Europa, a necesitat a fi echilibrată odată cu începerea primului război mondial, când România a acceptat să participe. De altfel, era nevoie de un eveniment major mondial ca toate țările să fie cumva la unison pe calendar. Astfel, s-a consemnat în istorie ziua de 15 august 1916, dată oficială a intrării României în război, iar în acest moment, la Paris sau în Londra, era data de 28 august 1916. Istoria se scria la fel, dar se consemna diferit. Nu era atunci momentul de echilibrat astfel de date, însă imediat după terminarea primului război în 1919, una dintre prioritățile guvernului de la București a fost renunțarea la calendarul iulian și trecerea la calendarul gregorian, un calendar aplicat mai de toate celelalte state europene din acea perioadă. Asta însemna că un an cumva trebuia să fie scurtat brusc cu 13 zile, să dispară din calendar cumva 13 zile sau în loc de cele 365 ale anului să numărăm până la 352.
Dar dacă am văzut că această diferență a constat într-un număr de 13 zile și într-un avânt al numărătorii dinspre vest spre est, oare cum s-a ajuns aici? Și de ce au fost importante aceste calcule în stabilirea zilelor pascale? E bine, dragii mei, povestea a început în februarie 1582, când Papa Grigore al XIII-lea a decretat trecerea întregii lumi catolice la un nou calendar, un calendar care, evident, îi va purta numele. Țările catolice nu vor mai aplica de la o anumită dată calendarul iulian ca măsurătoare, cel care era ținut de toată lumea până atunci, și va trece la cel gregorian. Motivul pentru care s-a dorit această schimbare are de-a face cu sărbătoarea Paștelui. Biserica catolică dorea de sărbători Paștele la o anumită dată, pe care ei o credeau că a fost stabilită la primul conciliu de la Nicea, în anul 325. Dar nici așa, cu trecerea la un alt calendar, nu s-au reușit să se adune toate țările, adică toată lumea să facă aceeași sărbătoare. Dar mai era ceva. După calendarul iulian, numărarea fazelor lunii era importantă pentru că ele erau folosite să se calculeze Paștele. Iar aceste faze ale lunii erau calculate după un ciclu de 19 ani. Era o aproximație care dădea o eroare o zi la 310 ani, astfel încât în secolul al XVI-lea se acumulase deja o diferență de 4 zile. Și a mai fost o regulă cu care nu doresc să vă plictisesc, dar era una de calcul a anilor bisecți. Așadar, Ordinul Papei Grigore al XIII-lea, Ordinul de trecere la calendarul gregorian, a fost adoptat de câteva state, printre care principatele italiene, Polonia, Spania, Portugalia. Imperiul Britanic nu s-a grăbit, cum este caracteristic, și după ce a cumpănit bine, circa vreo 170 de ani așa, a adoptat calendarul gregorian abia în 1752, iar unele țări nordice și mai târziu, în 1776. Țările ortodoxe europene au fost cele care au spus nu. Au refuzat atunci și au rămas iuliane, adică pe calendarul vechi. Este și cazul României, care a păstrat calendarul iulian până la finalul primului război mondial, așa cum am văzut. Când s-a început folosirea noului calendar pentru a se corecta eroarea acumulată în ultimele 13 secole care trecuseră de la Consiliul de la Nicea din 325, anul 325, e bine, ca măsură s-a trecut la ștergerea câtorva zile din calendar. Erau prea multe. În 1582, ultima zi a calendarului iulian a fost 4 octombrie și apoi a fost urmată de prima zi a calendarului gregorian, 15 octombrie 1582. Dar imaginați-vă născuți în 1582, în octombrie. 5 octombrie, fix când se făcea trecerea cea mare. În acea lună anului 1582, odată cu schimbarea calendarelor, după 4 octombrie, nu mai urma ziua de 5 octombrie, cum era și firesc, s-a sărit direct la 15 octombrie. Așadar, cu alte cuvinte, dacă te nășteai pe 5 octombrie, de fapt, se consemna în actele tale 15 octombrie. Totuși, datele de 5 octombrie până la 14 octombrie 1582 inclusiv, sunt încă date valide în toate țările, deoarece cea mai mare parte a țărilor catolice au zis da, trecem la alt calendar, dar n-au făcut întocmai. Poate n-a fost prea simplu, poate nu era prea ușor și n-a fost adoptat noul calendar la data specifică din bula papală, ci doar câteva luni mai târziu sau poate chiar ani în unele state. Țările lumii de acum începeau să țină două calendare, că ce să facă? Așa cum probabil ați observat în scrierile vechi, acestea sunt datate cu două feluri de date. Uneori calendarul iulian era trecut cu cifre romane, iar cel gregorian cu cifre arabe, să nu se încurce. Presa vremurilor a ținut acest calcul pe primele pagini sute de ani, continuu. Numărătoarea timpului era mereu în dublu și era o măsură absolut necesară în Europa Occidentală, unde se dădea tonul în modă, artă, industrie, cultură, în orice. Chiar și în război, marile orașe se dezvoltau. Lumea călătorea, socializa. Ziarele erau principalul mijloc de comunicare și primul articol cumpărat din zi, când ieșea lumea pe stradă. Erau mereu citite în diferitele capitale ale lumii, de către orice om în vizită. Oricine putea să treacă pe un bulevard cu un ziar sub braț.
iar orice vizitator din orice colț al lumii trebuia să se simtă mereu actualizat cu data reală, din locul în care se afla, de exemplu, fix în acel moment în care servea un ceai în Londra, dar și cu data care era la București oficial, de exemplu, acasă. Această ținere dublă a datelor a fost necesară pentru că biserica și statul au cam fost dintotdeauna două puteri însemnate, dar care au folosit de cele mai multe ori două sisteme diferite de calendare. După noul calendar, cel gregorian, s-au stabilit dățile de la începutul anului, 1 ianuarie. Și toate statele ortodoxe, sau nu, cu calendar gregorian sau nu, au început să aplice această dată. Totuși, odată acceptat calendarul gregorian și statele lumii noi notau în continuare evenimentele în dublu calcul, diferența era tot de 11 zile. Cum de s-a ajuns până la 13 zile? Ei bine, ciclul de 19 ani folosit pentru calendarul lunar a trebuit corectat cu o zi la fiecare 300 sau 400 de ani, adică s-a corectat de 8 ori în 2500 de ani și au mai fost felurite corecții ai anilor bisecți cu care nu vă mai plictisesc acum. De altfel, în felul acesta s-a introdus o nouă metodă de calcul a zilei Paștelui. Lumea încă o calcula și o sărbătorea în două feluri, pe stil nou și pe stil vechi. România a fost printre ultimele din Europa care s-a adaptat la ritmul lumii occidentale. Așadar, trecerea la calendarul gregorian a fost începând cu 1 aprilie pe stil vechi sau 14 aprilie pe stil nou. Anul de trecere a fost 1919, iar acest an a fost scurtat cu 13 zile. Dacă totuși România a întârziat să adopte noul sistem de numărătoare a zilelor, unele state ortodoxe n-au făcut-o niciodată. Asta pentru că unii superiori ai bisericii ortodoxe au considerat că aceste treceri de la un calendar la altul erau o trădare a tradiției și au refuzat să o aplice. Așa se face că în Serbia, Rusia, Republica Moldova, Ucraina, ortodoxii serbează Crăciunul în ziua de 7 ianuarie a calendarului nostru actual. Ei rămân pe stil vechi. Până se vor recalcula iarăși calendarele, cam în jurul anului 2100 sau 2400, haideți să vedem cum și în ce mod a avut incidență schimbarea calendarului asupra datelor Paștelui și de ce avem calendar gregorian, ca toată Europa, însă sărbătorim Paște diferit, pe calendarul iulian. Ei bine, totodată cu sinodul de la Nicea, acela din anul 325, s-au stabilit câteva reguli clare. Nu multe, dar destul de importante. Ziua de Paști întotdeauna va fi duminica, iar această duminică va fi imediat următoarea lunii pline după echinocțiul de primăvară. Cu alte cuvinte, data Paștelor creștine depinde deci de două fenomene astronomice, printre care unul are o dată fixă, echinocțiul de primăvară, care este întotdeauna la data de 21 martie, iar acest echinocțiu are ca referință mișcarea aparentă a Soarelui pe bolta cerească, și mai este un alt factor foarte important cu dată variabilă legat de mișcarea de rotație a lunii în jurul Pământului. Iar aici este fenomenul de lună plină, o lună plină, prima lună plină de după echinocțiul de primăvară. Și mai era o regulă. Când prima lună plină după echinocțiul de primăvară cade duminica, Paștele va fi sărbat în duminica următoare pentru că nu era bine și nu se dorește a se sărba Paștele odată cu cel al iudeilor, dar nici înainte de aceștia. Așadar, când luna plină coincide cu echinocțiul, pe 21 martie, de exemplu, și este o zi de sâmbătă, Paștele poate fi sărbat chiar a doua zi. Știu, sunt niște calcule un pic mai complicate pentru cei care nu sunt orientați către astronomie sau astrologie. Însă, dacă luna plină are loc înainte de echinocțiu, ea nu este considerată pascală, pentru că trebuie luată în considerare pe cea de după echinocțiu, care va apărea abia peste 29 de zile și dacă aceasta cade întâmplător într-o zi de luni sau marți sau miercuri, Paștele poate fi sărbat doar în duminica care vine, evident, cea care urmează. Cu toate aceste rotații ale Soarelui și Lunii, este bine de știut că data Paștelor poate varia într-un interval doar de 35 de zile, și doar într-una dintre duminicile din intervalul 4 aprilie-8 mai. Niciodată mai devreme de 4 aprilie, niciodată mai târziu de 8 mai. De ce Paștele Catolic, totuși, este înaintea Paștelui Ortodox?
Explicația pentru această diferență are legătură cu schimbarea calendarelor și cu un eveniment bisericesc mai recent, de prin 1923. Undeva la o conferință de la Constantinopol s-a stabilit că în toate bisericile ortodoxe data Paștelui să fie după calendarul iulian, indiferent dacă bisericile respective au trecut la calendarul gregorian sau nu. Pe de altă parte, în țările catolice, data Paștelui se fixează după calendarul gregorian, pe care de altfel îl utilizăm și noi în toate celelalte împrejurări. Și pentru că am ajuns aici, dragii mei, o chestiune mai merită lămurită. În țara noastră, în privința unor sărbători creștine, mergem pe două calendare oricum. În prezent, Biserica Ortodoxă Română sărbătorește Crăciunul după calendarul gregorian, iar Paștele după calendarul iulian, conform calculelor de mai sus. Dragii mei, vă mulțumesc că îmi sunteți alături la Timpuri Povestite și mai ales astăzi în aventura măsurării timpului. Data viitoare vă invit la o nouă poveste și nu uitați că, chiar dacă trecutul este istorie, istoria rămâne cea mai frumoasă poveste.